Dacă putem începe... Da, sucupați. Da, din punctul de vedere, da. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru prezență. Astăzi am... doresc să organizez o conferință de presă. Urmarea unei sesizări vreau să vin un pic și în ajutorul dumneavoastră, mai exact ceea ce voi expune. Am făcut și un rezumat ca să evit sau a consemna dumneavoastră sau nu știu cum să mă exprim. Conferința de presă organizată astăzi are două puncte și le-am intitulat Bacău, groapa de gunoi al județului și al doilea punct încep să prezint prin intermediul dumneavoastră spre Băcăuani oferta electorală. Oferta electorală care nu este definitivată, cuprinde mai multe capitole și astăzi voi face la referire doar la consideră un capitol și un subiect destul de interesat pentru Băcăuani. Mai exact, infrastructura rutieră și pietonală a municipiului Bacău. Și un punct, un subpunct divers. Vă rog să-mi permiteți să încep cu primul subiect, primul punct de pe ordine de zi, Bacău, groapa de gunoi al județului. Am intitulat acest punct, chiar dacă poate mai dur, și am suficiente elemente. La ora actuală, în Bacău, funcționează două asociații. ADISU și ADIBU. ADISU, care e asociație intracomunitară de probleme de ADISU pe salubritate și ADIBU pe apă. Cele două asociații sunt funcționale, au atras niște proiecte europene foarte importante, atât ceea ce privește apa în municipiul Bacău și în județul Bacău, cât și salubritatea. Dar în același timp, funcționarea acestora este defectuoasă. În primul rând, se simte în organizarea, în organigramă, o cumetrie mai veche, bine stavarate. Cele două asociații sunt pline de directori, foarte bine retribuiți, de altfel toate persoanele care își desfășoară activitatea pe fonduri europene, au niște retribuții destul de mari, dar nu aleși pe criteriile strict profesionale. Sunt directori, directorași, manageri de proiect, consultanți, mai puțin pălmași, nu mai găsim, sau eu știu, muncitori, sau cei care știu să facă concret ceva cu mâna lor. S-au acuat aici diverse persoane, doar prin faptul că sunt agreate politic. Nu o să intru prea mult în amănunte, dar vă pot spune doar că am cunoștințe, iar la ora actuală sunt probleme în funcționarea și în demararea proiectelor, sau mai exact, proiectele cu finanțare europeană nu și-au atins scopul. Deci nici la ora actuală, după 15 ani de când au fost inițiate proiectele, de exemplu pe partea de ADIB, nimeni nu poate să spună în Bacău dacă apa este potabilă sau nu. Nu are nimeni curajul să spune, sau să îndemne cetățenii a consuma apă. S-a auzit varianta apă potabilă în murdară, pe care eu nici nu pot să o concep. Și vă mai pot spune că peste 60% din băcăuani, la ora actuală, nu consumă apă de la chiuvetă. Din diverse motive. Sau motivul principal, nu prezintă încredere. Într-adevăr, urmarea ultimilor proiecte, nu mai e acea apă cu impurități, neagră, colorată, închisă la culoare, dar totuși nimeni nu are curaj. Nici de la Direcția de Sănătate Publică, nici de la Direcția de Mediu, nici de la primărie să-și asume calitatea apei municipiului Bacău.
Asta legat de ADIS. Voi trece la ADIS. ADIS-ul care se ocupă cu salubritatea. În municipiul Bacău, în anul 2006, a fost demarat un proiect european care prevedea sau era finanțat pentru înființarea unui depozit ecologic în Bacău. Pe atunci au fost accesate fonduri de preaderare pe acel capitol ISPA. Lucrarea proiectului urma să coste 20 de milioane de euro, dintre care 5 milioane de euro partea bugetului local și 15 milioane de la Uniunea Europeană. Se dorea un depozit ecologic. Ce s-a întâmplat ulterior? Deci au fost niște licitații, s-a trecut la execuție, dar ceea ce vă pot spune, finalitatea. A fost închis vechea groapă, cum o denumeam, și se dorea un depozit ecologic. Deci nici pe departe nu și-a atins țelul. La ora actuală, exact revin la titlu, Bacău este groapa de gunoi al județului Bacău. Partea de municipiu a făcut o celulă, a început să o facă în 2006. S-a finalizat. Dar nu s-a finalizat sau nu funcționează legal. Mai exact, după finalizarea lucrării propriu-zise, se stabilească un administrator și un operator de salubritate. Altul sau alții decât beneficiarii proiectului, decât municipalitatea. Deci trebuia unul, administratorul și operatorul de salubritate. Au fost niște tentative de licitații, dar nu s-au finalizat. În 2011, când eram prefect al județului Bacău, am semnalat aceste probleme. Dar de presa aservită primarului Stavarache, atât TV, ziar, am fost condamnat, am fost jignit, chiar nu m-a deranjat. Dar vreau să spun că această problemă am semnalat-o de atunci, când aveam și niște pârghii. Am făcut diverse deplasări la ceea ce se dorea să fie de postul ecologic și am constatat că nici pe departe nu și-a atins ținta. Se poate vedea și presa vremii. Deci, după părerea mea, un depozit ecologic are alt statut. Într-un depozit ecologic, adevărat, sau cum se poartă, sau dacă respectă toate normele, am spus-o și mai spun, șobolarii ar trebui să moară de foame. De ce? Se adună gunoiul și se adună într-o zi. Se selectează, se compactează și la sfârșitul zilei ar trebui acoperit cu pământ. Pământ vegetal care să neutralizeze efectele acelor deșeuri. Nu s-a întâmplat nici pe departe. Neavând un administrator cu noi de municipiul Bacău, deci au fost celula Bacăului pe fonduri ISPA, se adresa doar zonei metropolitane. Mai exact celor 22 de comune care fac parte din acest proiect. Existent doar pe hârtie, zona metropolitană. Gunoiul a fost adus din tot Bacău. Nu a existat un administrator. A fost administrat de Direcția de Servicii Publice al municipiului Bacău. Pe o perioadă se dorea determinată, până la organizarea licitației cu contestații, până să aibă un administrator. Nu a fost licitat nici operatorul de salubritate. Și s-a continuat cu o veche firmă tradițională în Bacău, cunoscută de tot, SOMA. Nu au existat licențe de funcționare, autorizații de funcționare. Nu a existat aviz de la APE. Și cel mai periculos, nu a existat o agreiere sau o autorizație de mediu. În foarte scurt timp, groapa de gunoi, deci ceea ce se dorea să fie ecologic, de depozit ecologic, o groapă de gunoi, s-a transformat într-un munte de gunoi. Nu se mai poate depozita nimic. Tot ce s-a depozitat de avalma, fără să intereseze pe nimeni. Probabil mai incomod, mai rușinos, cum eram eu, ce caut la groapa de gunoi, eu prefect al județului. Uite, cauți la groapa de gunoi. Ar trebui să ne intereseze. Actuala administrație, pornim o campanie electorală. Eu fac, sunt în perioada de pre-campanie și voi scoate la iveală orice ocazie ce se întâmplă acolo. Și ar trebui să ne intereseze pe toți ca Bacău. Deci celula efectiv, ce se dorea, ceea ce vor, este plină, nu se mai poate depozita.
Deci, și funcționează ilegal de peste 4-5 ani. Atât timp cât nu există autorizație de funcționare, autorizație de mediu, autorizație de ameni. 2. Între timp, Consiliul Județean au făcut și ei o celulă. Tot cu finanțare europeană. Și mult mai scumpă. Am undeva aici, dacă îmi permiteți, sunt în jur de, și cred, nu vreau să vă mint, de 40 de milioane de euro. Celula 2, în valoare de 40 de milioane de așa, care dorea, prin niște normative impuse pe mediul de Uniunea Europeană, să colecteze în aceleași condiții, sau să îndeplinească aceleași condiții, gunoiul din tot județul. Nici celula construită de Consiliul Județean, nici pe departe, nu și-a atins scopul. Ba mai mult decât atât. Deci, nu, la ora actuală, nu are administrator, are un operator de, salubritate care se numește Romprest. Sunt foarte multe comentarii la nivel de județ și am ajuns în situația în care în municipiul Bacău se aduce gunoiul din tot județul și de la Stărișești, de la Podul Turcului și de la Comănești și de la Dărmănești. Deci, toate din 65 de comune, este depozitarea Valma, deci fără colectare selectivă, fără autorizație de mediu. Eu zic că e o problemă care trebuie să ne îngrijoreze pe toți și poate trebuie să cerem și un punct de vedere al administrației locale, care ignoră în mod repetat și nici nu vor să ajungă, nici nu vor să audă de acest, subiect. Eu, prin intermediul dumneavoastră, doresc să ajungă, aceasta e problemă foarte importantă, și la Băcăuani. În acest sens, pe data de 4-a, eu am făcut o adresă la Primăria Bacău, în conformitate cu legea 544/2001, privind accesul la informațiile de interes public, în care am solicitat mai multe probleme, printre care am eu o boală cu gradul de îndatorare a municipalității, acum la sfârșit de mandat. E o boală a Băcăuanilor, nu m-a da. Există serviciu. Există și a fost foarte mult comentată când actuala administrație a preluat administrația anterioară. Gradul de îndatorare, există un serviciu al datoriei publice, care fiecare comunitate este obligată, conform legii AG 145/2008, are obligația ca trimestrial să afișeze pe site-ul primăriei la serviciu datoriei publice datoriile. Deci trimestrial cu situația anterioară, în care datoria făcută, la ce bancă, cu ce comisioane, cu ce dobânzi, pentru ce lucrări, termenul de rambursare și termenul de grație, dacă există. Nu veți vedea, de vreo 2 ani de zile, nimic pe site-ul primăriei Bacău. Motiv pe care eu am cerut-o scris, au trecut cele 10 zile, nici nu mă așteptam să primez un răspuns, mai aștept, avea obligația să mi-l dea, dar eu am răbdare. Aici am solicitat ceva și la Spitalul Județean, dar iar de la depozitul ecologic, copie, am solicitat copie după autorizație de funcționare, numele administratorului legal, numele operatorului de salubritate legal și copie după autorizație de mediu. Aștept. Printre alte, am solicitat niște date și vis-a-vis de Spitalul Municipal, motivul stării lucrărilor, copie după contractul încheiat cu câștigătorul licitației de construire a spitalului, urmarea licitației din 2007, și dacă sunt eventuale acte acționale. Suma licitată, sumele decotate până în prezent, stadiul la ziua lucrărilor și rapoartele curții de conturi în perioada 2007-2016 referitoare la acest obiectiv. M-a indignat mult vis-a-vis de Spitalul Municipal. Știm situația, știm că a fost o, eu știu, o trambulină pentru campanii electorale, dar m-a deranjat mult când autoritatea, administrația băcăoană, motiva sau încerca printr-o casă de avocatură să obțină documente vis-a-vis de lucrare și să obțină acces la lucrările Spitalului Municipal. Adică eu sunt ordonatorul de credit
un constructor licitat și eu, prin consilieri, prin director, prin... nu am voie să merg în acel șantier? Chiar dacă vor fi lucrări cu caracter secret, nu știu, dar nu am voie? Trebuie să apelez la o casă de avocatură. E posibil să se ascundă altceva în spate. Dar asta vor fi alte discuții. Eu, elegant, am solicitat să ne se pună la dispoziție. Legea prevede. Acum colega noastră a descoperit... Dar putem să lăsăm să termine la urmă să vorbim noi. Nu, păi nu, subiectul cu datoriile. Sunt pe site-ul primăriei publicate. Păi asta merge și eu știu în trecută de aia. Dacă au apărut acum. Era nu. Nu erau. Din 2014 nu mai era nimic. Poftim? Nu era, nu era. Mai uitați-vă o dată. Din 2014, luna cred că a 6-a, nu mai era nimic. Sunt toate. Și tu la trecut ați spus că sunt și erau. Nu știu. Nu, probabil eu să știți că eu știu să-mi cer și scuze. Știu să-mi cer și scuze, dacă e, dar ce am verificat eu și cu oamenii mei, nu e. Adică o să vă răspundă în felul următor, verificați ai dubitării. Da, să-mi răspundă. Eu aștept să-mi răspundă. Da, mai puțin astea. Și ar fi mai interesant să îl interpretăm, că nu e pentru toată lumea, e chiar un document contabil. Bine, da, până la urmă, să știți că eu nu sunt contabil, dar pot să apelez la contabil. Nu sunt jurist, pot să consult juriștii. Haideți să continuăm și la urmă punem mai întrebări. Da. Atât aș, adică aș dori și aștept vis-a-vis de Bacău, Groava, de gunoi al județului. Închei și aștept întrebări de la dumneavoastră. Dacă vreți și îmi permite să trecem și la al doilea punct, sau dacă aveți depus întrebări. Păi nu. Vreau să știați că acest proiect, mă rog, în primul rând, Consiliul Județean îl fac, în Primăria Bacău și cele 22 de comune îl fac parte din AVIS. E organizarea lui Stav Arache care s-a separat de Benea. Ok. Proiectul care, la care s-a lipit pe urmă și Consiliul Județean cu restul județului, chiar asta prevede. După închiderea celulei 1, se dă drumul la celula 2. Asta se va întâmpla, am înțeles, în 4-5 luni, că s-au împlut celula 1. Va fi închisă. Și ăsta e proiect european. Nu se mai pune în fiecare comună. Sunt de aia s-au închis depozitele zonale și comunale. Și ăsta este, că nu-i Bacău, e Nicolae Bălcescu, groapa județului, pentru că groapa de nu este pe teritoriul comunei Nicolae Bălcescu, dacă știu eu bine. Și dacă s-ar fi depozitat în celula 1, cum trebuie, cum mai nu era, ei, urmează celula 2, până acum, municipiul Bacău și cu cele 22 de comune sunt vinovate pentru dezastru de la celula 1. Corect. Da? În rest, faptul că s-a gestionat, să răspundă administrația liberală din care cu unul a făcut dumneavoastră parte. Corect. La începutul, când s-a început operarea la celula 1, era în administrație, da? Operarea legală nu s-a început niciodată. Transportul gunoiului, da. Deci era legal să funcționeze în momentul când avea un administrator. Niciodată nu a avut administrator. Dar problema în acest moment este faptul că Ecosud, câștigătorul licitației care s-a făcut pentru Ecosud, operarea da. Gropii de gunoi, Ecosud refuză să preia groapa din cauza unor nereguli. Nereguli care, spune administrația locală, au fost reglate și e confirmat și de cei de la AVA, pentru că ei au făcut un control în urma unor sesizări care au fost făcute la începutul anului trecut, când se discuta despre posibilitatea ca groapa să fie închisă definitiv, dacă știți de cei de la APA au făcut control, dar funcționează legal în momentul când dă un aviz favorabil. Da. Deci nu controlul e problema. În acest moment, o întrebare legitimă s-ar putea pune și la Ecosud. Ecosud a contestat licitația făcută de Consiliul Județean pentru operarea gropii de gunoi pe celula 2 și în acest moment așteaptă rezultatul din instanță ca să intre în ambele celule în același moment. Asta este, de fapt, povestea din spatele cu gropii de gunoi. Dar de ce nu întrebați direct la Ecosud? Pentru că și ei au devenit parte din... Ei mai au până în iunie... Ei nu operează. Ei nu operează, dar în și iunie ce se explică... Întreb administrația. Explică contractul prin care... Mă rog, i-au semnat până în jumate, ca să intre să încajeze. Da. Și nu operează din motive pe care le știți și dumneavoastră. Deci nu era conform, nu era făcută stația de epurare, nu îndeplineau condiții,
nu exista un operator de salubritate, altul decât administratorul. Nu se poate imputa nimic în instanță, de exemplu, acestui operator. Dar eu nu cunosc contractul făcut cu Ecosud. Pentru că primăria a recetrat o groapă care ziceau că e conformă, că s-au dus ăștia de la Ecosud, era dezastru. Asta știu. Și cum să preiei ceva, să gestionezi, pe răspunderea ta? Ce se întâmplă? A, plus cu deci eu nu pot să întreb la ora actuală nici pe Ecosud, întreb administrația. Fiindcă eu semnalez aici, nu documentele, contractul încheiat. Efectul asupra Bacăului. Cum veți acționa? Situația în care s-a ajuns. Cum veți acționa în momentul în care veți câștiga alegeri, veți fi primarul Bacăului? Care vor fi primele măsuri concrete exact pe această temă? Păi, primele măsuri, verificarea documentației existenței, legalitatea actelor și unde s-a rămas. Și până la urmă nu se poate decât reluarea unei licitații publice, să vedem ce s-a întâmplat. Vinovații nu trebuie să-i căutăm nici în București, nici la Viena. Nu mai facem muz, dar facem parte din viața noastră de zi cu zi. Și eu zic că e un lucru foarte important. În loc să pozăm, nu știu ce să ne se pară că am făcut, e groapa de gunoi până la urmă. Și e Bacău, și e al nostru. Și asta mă interesează cel mai mult pe mine. Dacă vreți și electoral, și ca cetățean al Bacăului, și ca un om care a lucrat în administrație, mi s-au adus la cunoștință nereguli și l-am semnalat nu azi în 2016, când vreau eu să candidez sau îndepun candidatură, ci în 2010 și 2011. Și aș fi vrut să nu am dreptate. Cei care mă criticau atunci și astăzi se constată, doamne, a fost asta un nebun, nu a avut dreptate. Dar, din păcate, se pare, asta e situația reală. Și poate și dumneavoastră și eu. Mă duc și pe... Mă duc și mă uit și acolo. Nu spun ce se creează de jur împrejur. Nu spun că în acea zonă funcționează multe stâni, crescători de animale și produsele ajung din piețele Băcăoanelor și, eu știu, pe masa Băcăoanelor. Deci nu interesează. Pe mine mă interesează această problemă. Deci ce să faceți dacă ajungeți primar, găsiți toate nevegurile astea despre care spuneți, faceți sesizare sau instituția Corpului de Control, că va exista vreodată așa ceva, face plângere către Direcția Națională Anticorupție, de exemplu. Și se constată că toți banii europeni, dați până a costat zecile de milioane de euro, n-au fost folosite cum trebuia și banii trebuie returnați. Și vă treziți în situația în care veți avea un oraș în insolvență. Și veți fi doar un executant a unui judecător sindic. Și atunci toată campania de proiectare de comisiune se lege praf. Bine, acum... Adică, însă, da. Eu vă spun așa, deci, întrebarea e în felul următor. Găsiți toate neregulile, mergeți până la capăt. Până la capăt, riscând să fiți primar peste un oraș în faliment? Noțiunea de insolvență este cunoscută. Dar nu știu dacă se poate chiar aplica la un oraș gen Bacău. Sunt alte pârghii. Chiar oare... Deci atunci de ce vă plângeați datoria publică, dacă nu se poate? Poftim? De ce vă plângeați datoria publică, dacă nu se poate aplica? Păi nu știu, dar s-a aplicat până acum. Există un exemplu în țara noastră? Iar Crăneanu. În insolvență? Da. Și ce e repercursiunea? Renegocierea ratelor. Aia e cu totul altceva. Și neangajarea autocheltuielor. Și neangajarea aia e cu totul altceva. Dar pe mine nu mă interesează insolvența municipiului. Situația creată. Și să o reparăm. Adică noi trebuie să facem altceva acolo. Începând de la licitație, cu toate riscurile colaterale. Ascultați-mă. V-am întrebat dacă mergeți până la capăt. Până la riscuri. Eu îmi dau seama de riscuri. Dacă mergeți și vă asumați lucrul ăsta până la capăt. Până la... Dacă să fiți Robin Hood, în sensul ăsta. Să aduceți adevărul la suprafață, da? Cu toate consecințele. Și apoi, 4 ani de zile, să fiți primar peste un oraș și să aleagă praful de toate promisiunile electorale că nu să aveți bani de unde să dați, că trebuie să acoperiți toate astea și au făcut ăștia alții. Vreau să înțelegeți foarte bine. Primarul nu face anchete. De acord. Că voi face o sezizare sau se vor seziza instituțiile statului cu totul altceva. Pentru că nu mă încântă să din 3 hârtii spun s-au încălcat acolo și s-au dat la DNA. Nici nu mă ajută nici pe mine, nici pe mine. Dar a verificat contractele, legalitatea lor, execuția lor și în caz
de neconformitate, anularea și organizarea altei licitații, mă va preocupa și vă duce până la capăt. Eu nu pot să... atât pot. Să mai repar ce pot repara. Și dacă e ireparabil? Dacă e ireparabil. Dacă banii așa trebuie dați înapoi, e ireparabil. Bun, și eu dacă tac din gură și... Păi nu, era o întrebare. Acuzat de tăinuire. Întrebarea era dacă mergeți până la capăt sau nu. Merg până la capăt. Cu riscul. Păi dar ce credeți că dacă nu se avalez eu și constatul Uniunii Europeană niște nereguli, nu ne mai ia bani? Da, da. Dacă e de luat. Și mai am o întrebare. Și aici implicat și bugetul național și cei care au gerat și nu numai un primar incompetent și... E un consiliu local, sunt consultanții, sunt manageri de proiect, manageri... Atâția bani se iau acolo de niște oameni care trebuie să facă treaba la timp. Să devină responsabil, să răspundă în comun cum au făcut. Aia nu-i problema mea. Mai exact nu-i problema primarului. Dar trebuie să cunoască și Băcăuani o stare de fapt creată în Bacău și nu ne pornim mai departe. Că indiferent cine vine primar, adică îi de dat banii înapoi, tot îi dă. Cu ce consecințe, prin ce metode, forme de constrângere, mai alte împrumuturi, aia cu totul altceva. Dar trebuie să fie justificate și trebuie să Băcăuani să fie informați, să fie în cunoștință de cauză. Ați, nu vă întrebare, ați spus aici că s-a prelungit ilegal contractul de colectare a deșeurilor din municipiul Bacău cu Țineanca Soma până în 2025. Corect. Am scris mai multe de asta. Ideea este, când era spre efect, ați constatat lucrul ăsta, că e ilegal, că spuneți ilegal. Păi, am considerat că e ilegal, deoarece nu am auzit de o licitație publică. Un contract. De Consiliul Local. S-a făcut hotărâre de Consiliul Local și s-a prelungit pur și simplu. Păi, exact. Încălcând că prelungirea unui contract nu se poate face, sau se poate face doar prin act adițional. Actul adițional nu poate să fie valabil 10 ani. Un an. Da, s-a putut. Și au explicat că... De asta am considerat că e ilegal. Și ați zis atunci când erați credeți? În contencios sau administrativ, ați mai avut astea? Nu știu sigur, dar cred că nu. Nu e contestat. Nu e contestat. Nu. A fost hotărâre de Consiliul Local. Consiliul Local care era o mașinărie de vot. Nu știți cum merge o dată. Dar știu cum merge. Nu. Din ce mi-am inteles, nu am contestat în acel moment. Dar, în schimb, am dat un semnal de alarmă. Am fost acolo. Cât de cât m-am implicat. Am atras atenția. Dar cred că acea hotărâre de Consiliul Local, din câte știu, nu cred că am contestat. Au fost două contestații. Au fost două. Au fost mai multe. Iar vreau să vă mai spun și repet, cât am fost prefect, m-a interesat și cred că am fost pe drept. S-au legat de salubritate. Vă rog să-mi permit să mai dau un exemplu. Când eram viceprimar, viceprimarul în primul mandat al lui, viceprimarului Stavarache, al municipiului Bacău, am fost cel care am avut curajul să sancționez într-o lună societatea Soma cu 10% tăiat din facturi. Deci, se poate verifica și cred că știți. Știu de ce râdeți. Ce m-a costat pe urmă. Suspendarea. Nu contează. Deci am avut curajul și chiar mă mândresc. Am constatat că nu ridicat cu noi și erau niște pârghi, m-am uitat în contract, nu ridiceați, nu ridici. Mâine am făcut și somații legale și le-am luat 10%. Parcă nu ce-am pus scris pe un colț de hârtie. Și era valoare, nu știu, 275, nu știu, milioane sau ceva. Dar am avut curajul. Mi l-am asumat. Că m-a costat, recunosc. Am stat suspendat în fine. Aia e altă problemă. Și în același timp, cât am fost prefect, nu chiar am stat și am tolerat. Deci aveam, în general, am așa o mândrie să mă lupt cu puternici. Nu cu hotărâri de Consiliul Local de la Stărișești sau de la Izvorul Berheciului. Probabil și acolo să fac ilegalități. Dar Consiliul Județean și cu Primăria Bacău, deci, pe lângă faptul că toate trebuie tot, peste tot trebuie aplicată legea, veneau 6-7 mii de hotărâri de Consiliul Local pe trimestru. Dar hotărâri de Consiliul Județean puteați contesta. Da, păi asta vreau să ajung. Deci, din total hotărâri, am avut eu așa o mândrie și o am. Deci, hotărâri de Consiliul Județean și Consiliul Local Bacău, am atacat în instanță 25, în total. Dar mai multe de la primărie, din care 17 le-am câștigat, 3 sau 4 le-am pierdut și restul au rămas pe rolul instanței după ce n-am mai fost prefect. Dar nu știți cât e de la Consiliul Județean și cât e... Mai puține, mult mai puține de la Consiliul Județean.
Ce știu că ce am câștigat la Consiliul Județean una cu niște introducerea unor taxe la eliberarea, niște taxe suplimentare la eliberarea pașapoartelor. Nu era, era ilegal, dar de la Consiliul Județean vă pot spune. Am adus înapoi Târgu Auto, care era dat firmei lui Goian și Sport Clubului. Deci luat de la municipalitate și dat. Și acolo se încasau la acea vreme cam 1,5 miliarde pe lună. La Consiliul Local. La Consiliul Local. Am adus înapoi o bucată din parcul Cacicov, care l-au concesionat. Da. Care e parcul? Parcul Cacicov, undeva pe lângă Cârciuma. Green Park, ok. În spate, dar nu se văd colțul ăla... Colțul ăla, nu știu dacă s-a pus în aplicare, dar am câștigat. Deci câteva așa, eu le zic, de brăsule. Totuși am avut curaj și m-am mutat pe ei. Chiar dacă era acea frăție, Benea Stavarache, și chiar dacă mi-am luat-o din toate pozițiile pe mass media pe care o controlau ei, totalitatea. E nu chiar din toate, nu erau câteva poziții neocupate. Au... da, aveți dreptate. Reformulez. Chiar au rămas. Dar grosul controlat, vă spun. Am simțit-o. Vis-a-vis a fost viceprimarul lui Stavarache, de municipiul lui Bacău. Nesupunerea față de stăpâni m-a costat. Dar nu am stat ca să aștept. Uitați, mărturii sau poate să confirmi domnul Cătălin Bejan, când mi-a spus un interviu care în 2007, pe 14 decembrie, când am spus că... Când am... într-un interviu, zic eu că sunt un om deschis și am spus chiar cum gândesc. De ce? Oameni și calitatea oamenilor care s-au înconjurat Stavarache. Deci în 2007, când în 2008 n-a mai fost viceprimar, poate am meritat-o. Noi, cei care am câștigat primăria Bacău, unul câte unul am fost eliminați. Am fost 8 consilieri atunci. Nu o să mai auziți nici de unul. Nu dau nume acum, că să le mai fac publicitate, alții candidează la primărie, dar fi. Și ce am avut de spus, am spus atunci. Și am avut curaj. Și am mai avut un curaj care iar m-a costat, vis-a-vis, că veni vorba, altfel lăsam pe altă dată. Dacă veni vis-a-vis de facturile, decontarea facturilor pentru infrastructură, pentru reparații drumuri. Deci, Stavarache, considerându-mă mai omul străzii, mi-a dat într-o primă fază să mă ocup de reparațiile de la străzi. Și am ținut și mi s-au adunat multe facturi așa pe colțul biroului, poate chiar nespus de multe, care trebuiau semnate și să le dau verde pentru plată. Le-am ținut acolo, dar nu am înțeles sau nu am înțeles ei. Credeau că folosesc metoda altora, care s-o dovedit, chiar s-o folosit în anumite domenii. Că nu semnez factura până nu vine constructorul să-mi dea bună ziua. Eu nu semnam factura, cu azi mă duc și eu să văd, atât cât mă pricep, că nu sunt de specialitate. Bă, ce înseamnă plombat, ce înseamnă asfaltat, ce înseamnă pus o bordură. Și bineînțeles, din mâine nu mai semnesc facturi. Răspuns de drumul, dar nu mai semnesc facturi. Și am și eu curajul meu și am trătit toate și am trătit odată. Dar pe vremea dumneavoastră nu exista comisii de recepții, viceprimarul, trebuia numit o comisie de recepție a lucrărilor care... Da, printre care face parte... Da, domnule, erau recepționate, dar trebuia să spun la urmă, era viza mea, ca responsabil pe domeniu. Și trebuia și eu să știu ce semnez acum. Și mă duceam, mă deplasam în oraș, nu știu, dar, probabil era o greșeală. Dar ce am aflat ulterior de contracte, ca să ajungi record mondial, să iei 50% din valoarea unui contract, dacă o fi adevărat, că v-am spus, nu sunt organ de anchetă, dar am văzut tot de la presă, și nu de la presă, poate presa e răutăcioasă, am văzut de la denunțătoare. Deci denunțătorii s-au venit cu presa, da? Nu! Nu! Poziția lor e mult mai puternică, deoarece presa are un grad de libertate, dar ăla trebuie să-i explice. Domnule, și dacă dumneavoastră spuneți astăzi că îi scrii pe biat, eu vă dau o judecată. Dar dacă au făcut denunț... denunțătorul cât sunteți gat mult, dați judecată? Denunțătorul trebuie să răspundă și o să aibă asupra lui niște repercursiuni, o declarație sau un denunț
calomnios sau un denunț fals. E același denunțător care l-a turnat pe Berca sau pe Rente? Nu cunosc, sper să. E cum o stață? Măcar e indiciu, luăm bine luminat. E din Bacău? E constructor? E înalt? E jurnalist cumva? Ne amintesc de altă ispravă, marca Stavarache, când la acel depozit, groapă de gunoi, trebuia un buldozer care să împingă și să niveleze, să mai compacteze. S-a organizat o licitație publică vis-a-vis de ce spune domnul Groșteanu. Și trebuia să vină cineva cu un buldozer, care să aibă 2 metri înălțime, 4 roți și cabina verde. Adică la trans. Adică la trans. Ați înțeles. Ați înțeles. Nu știu, rat, trans, dar ideea. Nu era madame Neaga, bărbatul. E deja cu mătă. E deja cu mătă. Suntem neagă. Da, mă rog. Haideți să mergem, adică la infrastructură să mergem. Da. Am spus că oricum nu vreau să dureze mai mult de o oră. Infrastructura rutieră și pietonală. Deci am început, am făcut oferta electorală pe domeniu. Cumva am finalizat această zonă, care o consider foarte importantă, poate nu mai importantă decât învățământul, sănătatea, divertismentul, tineretul, probleme sociale, dar destul de importantă. Am conceput-o, o prezint astăzi dumneavoastră, nu e finalizată, aștept corecții, deci până în campania electorală, că probabil voi, nu știu, o voi prezenta într-o fază finală. Și vă rog să îmi permiteți să o prezint în puține cuvinte. Deci, infrastructura rutieră și pietonală. Sensul legislatorului. După părerea mea, dacă la început în municipiul Bacău, când s-a făcut primul sens giratoriu, așa, modern, undeva la podul Șerbănești, eu nu prea am avut încredere în ele. S-a părut greu, ai, ocupă spațiu, dar până la urmă și spun că singura variantă, între timp m-am mai plimbat și eu prin țară, am fost inspector guvernamental un an la fel, ce am mai fost prin alte țări, și am văzut că sensul legislatorii sunt chiar utile și sunt singurile sau mult mai importante decât semafoarele în vederea fluidizării circulației. Da, și aici sunt niște probleme. Normele pe drumuri europene trebuie să aibă undeva un diametru de 17 metri. Dar în municipiu le putem adapta. Adică nu sunt niciodată de acord cu acel sens giratoriu de la RMD, care e mare cât intersecția. Plus putea face de 6-7 metri. Bine, aici e și justificat de faptul că vin autobuze articulate, tiruri, dar se putea și mai mic. Nu sunt de acord cu cel de la podul cu lanțul cunoscut de noi. Căci un sens giratoriu elegant făcut de un gospodar este centrat pe drumul principal. Nu te trimit pe nu știu unde. Luai o cățică de acolo, de acolo și... Dar sensul de giratoriu consider viitorul pentru fluidizarea circulației în municipiul Bacău. Și am analizat, am mai discutat. Bineînțeles, trebuie făcut un studiu de circulație, acordul poliției rutiere, tot ce ține de legislație. Și am propun înființarea unor sensuri generatorii la pod la Paloșanu, pentru cei ce cunosc mai. Adică la curtea de apă. Corect. Nu se va face. Poftim? Se va face mandatul meu. Era prins într-un proiect european. În mandatul lui Scripăț, acolo este foarte important un sens generatoriu. Singurul să fluidizeze circulația. Doi, la liceu sportiv, la TIC-TAC, Narcisa, aviatorilor, Orizont, pod Narcisa și la Șerbănești, în perimetrul Biserică Peco. Deci după Peco. Acolo duminica sunt niște dopuri de circulație. După. Exact după Peco, în fața bisericii mai. Doamne, că ai îngust drumul acolo, unde mai faceți și... Dar în biserică. Nu l-ați văzut. Undeva acolo. Domnule... După Peco, până în semafor, mergeți și... Vedeți terenul. Plus că este un teren lipsit de obligații. Din coace, unul a avut o tentativă să-l facă. Între complexul din Șerbănești și Pecul, e o bucățică și teren privat și mai complicat. Deci exact unde e semaforul, biserica și din coace Pecul. Este chiar, chiar un triunghi mare. Dumneavoastră mergeți zilnic pe acolo. O să vă convingeți. Da, bun. Poftim? Parcări. Deci, Bacău nu mai discut necesitatea parcărilor, numărul mare de mașini. S-au încercat, și aici fericit administrația Stavarache, prin toate cotloarele, unii s-au mai găsit, unii s-au mai putut, dar să ajunge la o saturație. Au început în Bacău
să, dacă înainte fiecare să aibă o mașină, poate mai sunt puține familii care nu au două. Așa, așa. Sunt multe mașini de marfă, transport persoane, alte autovehicule și sunt foarte multe. Parcările, efectiv, nu mai putem. Propunerea mea, pe care doresc să o implementez, este parcări sub și supraterane. Spun sub, unde permite, noi să nu uităm că suntem într-o zonă unde pânza freatică nu permite sub nivel lucru mult, dar sunt și zone unde se poate. Am propus asemenea parcări în piața centrală, stația de salvare. Deci stația de salvare, de multe ori am spus și o mai spun, nu este locul ei acolo. Corect. Stația de salvare, în primul rând, creează disconfort în centrul orașului, pleacă, vine, se blochează de mașini. Stația de salvare trebuie să fie undeva ca la intervenție să poată pleca rapid. Locul ei nu poate fi decât lângă Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Corect. Undeva în mijloc. Poate chiar, acolo e o zonă și aici sunt mici probleme. De exemplu, stă terenul la stația de salvare, iar Consiliul Județean. Dar putem face un protocol de schimb de teren, să o ducem la ISU, acolo. Acolo pleacă stânga, dreapta, spre Ațut, spre unde vreți dumneavoastră, tot județul. Iar în locul, în piața centrală, în locul ei, să apară o parcare care să rezolve problemele pieții centrale. Supra și subterană, cât permite ce vor spune specialiștii. Este o zonă mică, chiar înconjurată de blocuri. Și aici o problemă cu parcările. Nu acceptă locatarii, că dacă îi faci 4 etaje în locul lui... Păi nu, apropo de asta, că propuneți în spate la teatru, păi acolo sunt încercat voi și lumea să bată administrația locală. Știu, eram viceprimar. Și? N-am fost să ne... trebuia să ne ducem înainte să convingem. Să discutăm cu oamenii. Asta e noțiunea de dezbatere publică. Așa s-a întâmplat și cu părculețele lui Stavarache, când fug oamenii, tai toți copacii, ce pun în loc? Piatră și nisip. Probabil aici e posibil să fie cu un singur etaj, să fie două subterane. Deci oamenii au fost atât de revoltați, că nici nu ne-au mai permis nouă să mai facem studii de fezabilitate și alte chestii. Dar, pe deci, principiul ăsta nu mai face nimic. Păi și asta e o problemă. Dar să vedem care sunt problemele lor, de ce le ridică. Păi, corect. Trei. Ați văzut aici. La finanțe publice. Este un loc pe care de mult, chiar lângă Dumbrava, lângă hotel, în colțul ăla, în fața la finanțe. E o parcare mică, nu prea exploatată, că e supraaglomerată acolo. La spital, la hotel Moldova și în spatele casei de cultură. Deci astea sunt locații, probabil mai sunt și alte în oraș. Că orașul nu e chiar aglomerat, în zona centrală. Cea mai aglomerată. Dacă stai în zona PTR, mai găsești un loc de parcare. Dacă stai în zona de România... Dar asta e Oitus, strada Oitus. Este încalificare. Corect. Sensul de la... Pasaje subterane. Astea sunt pentru pieton, nu? Pietonare. Așa. Eu am văzut... Dar ce costă de la Policlinica Veche? Unde ar trebui să ducă? Policlinica Veche la... Practic, ce pot să fac aceste pasaje? Eu am văzut și din experiență și mi-a plăcut mult, nu în Viena sau la Paris, în Brașov. Deci, exemplu, nu ne mai căutăm marile, în Brașov. Dau un exemplu poate mai concludent. Aici mă gândeam doar la, de la taxe și impozite pe partea aia. De exemplu, la Piața Sud, chiar dacă o spune că duce, trimite în cimitir, la Piața Sud ar putea suplini două sau trei treceri de pietoni. Un pasaj. Dar un pasaj făcut de un gospodar. Cu spații comerciale la subsol, cu niște facilități pentru potențialii comercianți de acolo, cu vânzare de cafea, ziare, sandwich-uri, fast food și poate într-o primă fază păzit de un polițist local până se creează vadul și până disciplinăm oamenii. Iar în zona adiacentă, fac niște garduri care să nu se mai traverseze. Și așa vom fluidiza circulația, nu la 50 de metri semafor, și vom crea și o traversare în siguranță a cetățenilor, că până la urmă asta e dorința noastră. Semafoarele, undă verde. De la poda Paloșarul până la Narcisa sunt 17 semafoare. Erau 7 pe vremea lui Sicălăriu.
Asta spun. Și mai puțin de jumătate din numărul de treceri de pietoni. Numărați un pic semafoarele de la TIC-TAC până la pod la Narcisa și o să vedeți că sunt vreo 6-7. Ce face un șofer? Îl sufoce. Există noțiunea de undă verde care dă din aproape în aproape. Dar unda verde, unda verde reglată bine, dar nu poate să meargă decât până la prima intersecție. Acolo tot se blochează. Mai sunt care vrea semafoare existente cu camere de luat vederi care văd numărul de mașini în stânga, în dreapta. Și nu-ți dă drumul la 30 secunde și să stai acolo din ecu. Îți dă drumul la 5 secunde. Deci o temporizare electronică, ca să-i spun așa. Bine, vis-a-vis la semafoare, trecerile de pietoni, semnalizarea acustică pentru nevăzători, sau de lucruri care sunt ușor de realizat și chiar nu necesită bani. Și cu chestii de administrator și de gospodar, cele secunde care... Uneori ai, ai intenția că de la 7, 8, 9, 10, deci nu merg acele afișaje electronice, ca să le spun așa. Ale ori merg, ori nu merg, le poți să creezi, în primul rând, știu că am 50 secunde, m-am mai uit pe geam sau, eu știu, mă uit cine m-a mai sunat, dar când am 3 secunde, știu ce trebuie să fac, dar când unul merge, când unul nu merge, ce bani trebuie să acolo? Adică o mână de gospodar și spune, băi, nea, cu semafor. Da, un contracandidat, dar dumneavoastră la primărie, tot atrage atenția de câțiva ani că nu există un plan de mobilitate urbană ca să trebuie să trage și niște bani europeni. Da, știu, nu râde. Asta e... Da. Despre asta întrebați candidatul. Adică el avea... Nu, dar nu asta era ideea. Ideea era că trebuie să faceți ceva integrat, pentru că până ajungeți dumneavoastră primar între timp, pe bugetul de anul ăsta, până la jumătatea anului, au prins bani să facă semafor cu temporizare aici, exact la, la ieșire din Sediu spre Luceafărul, da? Aici va apărea un semafor la buton, deci... Aici va apărea unul și la casa de asigurare... Dar asta, asta e proiectul lui. Eu vreau să fluidizez... Eu doresc să fluidizez circulația, nu să o blochez. Iar ce spuneți dumneavoastră de fonduri? Ce atât de mare fonduri? Nu, nu există noțiunea de rectificare de buget. Dar pentru undă verde și semaforizare și supraveghere video a întregului municipiu, într-adevăr, sumele alocate ar fi foarte mari ca să puneți camere de supraveghere. Eu am văzut un astfel de sistem la Moinești. Este impresionant, dar a fost făcut cu bani europeni. Da, iar Moinești este un oraș mult mai mic. Și cine ne împiedică pe noi? Păi nu ne împiedică, dar ca să puteți să accesați, aveți nevoie de acest plan de mobilitate. Nu o zic eu, am zis cu alții. Nu știu, există un plan de mobilitate. Dar trebuie o viziune integrală. Eu prezint programul. Da. Nu mai spun de astea mărunte. Ridicarea canalelor la nivel, pe străzi, Bacău, plin de trotuare, cu lucrări de mântuială și nu poți folosi trotuară cu un ridicat canal. Nu le mai spun. Că astea nici nu înseamnă bani mulți, nici nu înseamnă nu știu ce mare investiție. Dar, în fine. O problemă iar care voi lua poziție, intervenții în carosabil și spațiu public. Cum este legislația? Normal că intervii în carosabil, durata lucrărilor se numără în ore, nu în luni sau în săptămâni. Niciodată nu o să dau autorizație de o traversare, atât timp cât sunt tehnici de subtraversare și sunt și pe termene foarte clare. Deci, la mine e o traversare de un drum național, nu trebuie să doresc mai mult de 24 de ore cu readucerea la locul non-stop, făcut pe fragmente, deci nu, ce se întâmplă acum? Găsim oricând și acum gropi de nu știu câți ani și neterminate. Deci noțiunea de traversare va fi foarte, foarte bine restricționată și cu niște oameni care, în primul rând, vreau să știu ce firme îndeplinesc condiții să facă sub traversare. Sub traversare se pot face mecanizat și așa mai departe. Dar e chiar un amănunt, dar foarte important. Apoi, un protocol cu poliția rutieră. Vrând nevrând circulăm cu mașinile. Vrând nevrând se întâmplă accidente. Distrugerea spațiului public, a mobilierului stradal, a gardurilor, a bunurilor primăriei, nu se interesează nimic. Vine poliția, ia ce mai rămâne din mașină, pleacă acasă. Eu rămân cu gardul rupt, stâlpul dărâmat, spațiul verde distrus și tot ce ține un accident care e cazul nefericit. Deci un protocol cu poliția rutieră și așa cum duce la despăgubiri, mi se plătească. Sau dacă nu îmi plătesc, sau să-mi refacă, nu poate să-mi refacă, îmi plătește și eu cu banii să readuc la starea. Mergi un pic și mă uitați, de 2 ani de zile stă la liceu economic, chiar nu-i departe, lângă sensul jurător, un gard sfârmat de o mașină. Deci nici primăria nu-l face. Eu ca băcăvan civil am să suport acel disconfort.
Deci un protocol cu poliția rutieră, prin care, în caz de eveniment, și eu dau aviz, eu, prin compartimentul meu al primăriei, dacă am suferit sau dacă am fost afectat, ca rebel. Mobilier stradal, spațiu verde, garduri, coșuri, tot ce. Dar și încă s-a trebuit să funcționeze. Adică dacă știu că mașina în orașul scripăți să-l ia la bătaie. Corect. Corect și accept observația și e binevenit. Eu n-am avut curaj să o spun. Domnule scripăți, apropo de... Noi simplu un jurist din primărie să la firma, la poliție, ia numărul mașinii, vede ce asigurare are și cere asigurare să plătească asigurările. Vedeți ce simplu e. Dar nu se... De ce treaba are poliția rutieră cu chestia? Păi ei înregistrează accidentele, nu primăria. Într-o adresă simplă, poliția plus de ce... Exact. Deci un protocol cu ei să fiu și eu ca parte... Da, exact asta am spus. Modernizarea străzilor. Vedeți dumneavoastră, o povară pentru băcăoari, pentru stâlpii de iluminat public și fațade din blocurilor zăcene cu cabluri întinse. Încerca o desfințare a lor, aproape că e imposibil. Am văzut și în București și în alte orașe. Uite, în Brașov nu e așa, că sunt exemplu Brașov. Și există o lege în România prin care ăștia pot fi obligați. Corect. Și Brașov există legea. Ce există? Că eu dacă m-a putut tăiat alea, vă închipuiți ce se întâmplă cu internetul și cu TV-ul și cu dumneavoastră, să nu mai puteți transmite. Dar, măcar, în modernizarea străzilor, să avem în vedere, când cerem la proiectant temă de proiect numai decât, introducerea unui traseu subteran, în tubulatură, prin care să fie introdus, măcar, ce modernizăm de azi înainte. Ce remoștenit e mai greu. Și chiar aproape imposibil. Știți cum a rezolvat problema la Brașov? Să dădeați exemplu Brașovului. Cu astea, cu cablurile. Când a făcut, tot începea să facă pe stradă, anunța ăștia de cablu să-și pună cablurile. Da. Care nu s-a conformat, nu i-a tăiat. Le-a dat amenzi. În continuu. Până s-au conformat singur. Nu trebuie să dai. Trebuie să-i dai amendă. Domnilor, noțiunea de amendă nu prea mă încântă. Nu rezolvă problema. Da. Amendă îți duci în instanță, ori o plătești, ori o plătești. Duci în instanță și mai dai încă una și mai dai. De asta tot scrie. Dacă știți ce rugămintea am așa cu dumneavoastră ca jurnalist, nu vă dau lecții, nici sfatul. Verificați un pic câte amenzi sunt înregistrate la trezorerie și câte sunt plătite. Păi procurorii să verifice câte spagă s-au luat de la aceste firme și de la multe altele, că n-au fost verificat. Dacă s-a reușit pentru Brălaș, da, poate reuși peste corect. Fără amenzi, adiuși. Fără amenzi. Cu asta e. Mai am eu la infrastructură pietonală, chiar dacă o să râdeți, o zonă pietonală. Și dumneavoastră? Toată lumea de zonă pietonală. Eu zic într-un oraș care se respectă bine. Așa. O zonă fără zgomot de mașini, o zgomot cu liniște, cu niște terase, unde să putem sta la o cafea, la un suc. Dar să nu se poate sta în liniște. De ce să le ofer eu liniște numai să din centru? De ce nu să fie în fiecare cartier câte o zonă? În general, de ce spun zona centru? Noi avem, sau ar trebui să avem și vizitatori. Avem nevoie de turiști. Aici sunt hoteluri. Aici trebuie să fie și o zonă. Eu am considerat-o. Și zic că e binevenită. Și am plecat de la exemplu. Sibiu, Brașov, Cluj. Unde chiar în centrul orașului, la kilometru zero, și o liniște. Bineînțeles. Au 300 de ani clădirile alea, nu... Și noi ce nimeni împiedică. Doar prin faptul ce se fac. Să-i trimit la Gherăiești ca să stea la o... Aici ești, duci la piață, stai bunicul cu nepotul, stăm noi prieteni, stau oameni de afaceri, stau îndrăgostiții. Care ar fi necazul? Acum îți creează un disconfort pentru societățile ce funcționează, pentru circulație. Dar eu zic, eu am propus chiar o zonă și am lansat-o spre analiză. Sunt și păreri pro și contra. Dar o zonă pietonală în centrul orașului. Domnul Scriber, vreau să vă spun că la Strasburg era cea mai nenorocită circulație din toată Franța. Prin centru vechi și început să degradeze. A venit o primăriță, o doamnă Trauma. Verificați și poate și stați de vorbi în televizor, are 80 ceva de ani, e o femeie extraordinară. Nu le zic, așa este. Și a interzis circulația totală în centrul civic al orașului Strasburg. Și a pus un tramvai. Un tramvai din așa ultra silențios. Deci nu mai intră nicio mașină. Au fost supărări mari, vă dați seama că orașul european face drept.
Și iată că acum este, lumea este super fericită pentru că zona centrală, mica Franța de acolo, este cea mai vizită, una din cele mai vizitate zone din întreaga Franța. Deci eu a trebuit curaj, acea doamnă a avut o curaj nemțoaică, curaj curajoasă. Așa trebuie, nu că nu e voie. Zona pietonală este obligatorie în toată lumea asta. Pentru că am și eu nevoie și copilului meu și nu știu ce, tot trebuie să se ducă undeva. Nu sunt arhitecți care fac locul de parcare în momentul în care se realizează și zona. Dar o găsesc destul de interesantă și pentru mici spectacole, elemente culturale, târguri, meșteșugărești. Se poate face pe HCL asta, închiderea, sau trebuie să mai cereți alte... E autonomie locală, avem consiliul local, chiar nu ne întreabă nimeni, de asta e... fără niciun fel de probleme. Dar trebuie găsit soluții ca deranjul să fie cât mai mic. E 85, nu poți să-l închizi, dar asta e o mașină. Curaj. Soluții și curaj. Și asumare, dar permanent. Eu acolo văd niște terase, multă verdeață, omul să stea liniștit, să n-audă zgomot de mașină, să nu fie foc și foc toate, tot ce ține din ce. Bun. Îți deranjați? Deci cei care se opună cei mai mult pentru asta cu pietonalul în centru și cu terase sunt oamenii care trăiesc în centru. Și nu-i nimic. Dar probabil nu se face. Nu, nu se face. 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 Domnul la soluție o să fie niște pierderi electorale. Dar m-am gândit și la asta. Dar în general, riveranii, ce am mai au accesul prin spate. Deci n-ar fi motiv să fie deranjat. Uitați, blocul ăsta uriaș, eu aici vreau să o fac. De la DCB până la Cosmo. Nu-i interesează. Nu-i interesează. Eu mi-o asum. Eu n-am zis că nu... Eu mi-o asum. Dar nu trebuie să intereseze, trebuie să faceți. Eu n-am zis că nu e ok. Bun. Să o pun ce mai mult. Iar băi, ce să ia vreau. Ce știți dumneavoastră? Ce știți dumneavoastră și eu m-am opus? Nu vedeți la trei blocuri o bancă. Ei, când vin la autorizare la primărie, el trebuie să-și asigure un spațiu de securitate. Nu să-mi pună mie o pancartă și să nu dea voie că e banc post, banc dracu. El trebuie să gândească. Eu nu-i dau autorizație. Unii ai. El are niște criterii de siguranță. Le îndeplinești? Da. La subsol, pe deasupra, cu avionul, ridică valori, securitate. Aia e problema lui. Nu vine la primărie să-mi logește, da, 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 și până îmi blochează mie trotuarul și parcările publice, de ce că el bancă? Nu o să vedeți bancă în centrele civici, în zonele pietonale, în nici oraș din lume. Că ascultați-vă, deci nu o să vedeți. Băncile n-au ce căuta, băncile să-și facă, se iau bani, au... Să îndeplinească condiții și cu asta voastră. Nu în zone comerciale. Băncile își fac mulțumim. Da. Sunt pe care se analizează un studiu. 80% dintre băncile care s-au deschis în ultimii 5 ani, ieșit în spațiile cui funcționează? Și cine a chemit de acolo? Și farmaciile la pe da. Apoi, doar două, vă mai rețin foarte puțin, maxim 5 minute. Obligativitatea societăților comerciale care funcționează. Ei trebuie să știe că prin autorizația de funcționare trebuie să facă curățenie în fața spațiului, trebuie să curățe apa dacă plouă, zăpada și tot ce ține din, deci din, de la spațiu până la, până la carosală. Lucru care nu se respectă. Îi dăm autorizație și spune, bă, eu am noroi, am piatră, o nins, o plouată. Vom schimba modalitatea sau... Și apoi prins în autorizație de funcționare, dar nu se respectă. Inspectorii din zonă chiar, chiar că nici nu interesează. Mai avea ceva cu stațiile de autobuz, cu locuri tranzitate, eu știu, utile. Acolo m-am gândit și voi încerca în zonele răufamate, sau știu, din experiența poliției, pe cât posibil camere de la vedere. Intersecțiile mari, stațiile de autobuz, zona unităților de învățământ, zona instituțiilor publice importante. Deci creează și acel psihic pentru... Da, uitați ce spune colega de poliția locală, Bacău, ați auzit, da? Funcționa când erați viceprimar. Da. Dumneavoastră, înțelegeți utilitatea acestui organ? Eu nici n-am curat să-i spun poliția locală, îi spun poliția primăriei. Bun. Contează cum îi spuneți, contează ce, ce faceți cu ea după ce ajungeți primarie. Reorganizare totală. Poliția locală nu sunt niște oameni care dimineața aduc cu mașini de poliție, copii la școală și neveste la servici. Poliția locală trebuie să stea în stradă. Voi lua 20 de tarare de 2x2 și acolo vor fi. La pasajul subteran CFR,
în autogară, în cartierul Șerbănești, în izvoare. Unde vreți dumneavoastră? În cartierul Gura? Și acolo stea 24 de ore. Dar nu trebuie să stea. Verbul este a sta. A sta. A fi acolo. Deci, a patrula. Cetățeanul să-l găsească acolo când are probleme. 2 ore am stat la Târgu Mureș. Într-o zi de... Nu știu, era în timpul săptămânii, da? Era polițistul ca la fiecare trece de pietoni. Nu zic că asta trebuia să facă, dar am văzut 10 polițiști locale ziua aia în centru vechi, care era închis, apropo. Așa, asta una, să zicem. Și în al doilea rând, vă zic eu, un agent la poliția locală care stă la parcul Ura, unde am eu, unde mă duc eu cu copilul, da? Unde e un băiat, odată pe tură, unul tânăr și odată unul mai bătrân. Și vine acolo copii și fumează lângă copilul meu care, da, mănâncă semințe și nu are curaj să-i spună să nu mai mănânce semințe, că eu am 1,60, eu nu pot să-l corectez și n-am niciun fel de autoritate în fața lui, da? Dar unul de la poliția locală poate să spună, băi băiete, tu aici nu ai ce căuta să scuipi semințe, că este un regulament al primăriei și primești o amendă de 1000 de lei. M-aș mulțumi măcar să-l sperie chiar dacă nu e adevărat. Corect? Deci asta, verbul nu este asta. Că pe mine mă... Și mă corectează pe mine că copilul meu bate mingea pe spațiu verde din parc, dar spațiu verde e de privit, că în Budapesta, în Budapesta poți faci picnic pe spațiu verde, da? În Bacău n-ai voie să cazi spațiu verde. Doamna Andreea, mă iritați. Eu am... Și eu de poliția locală mai multă, păi, mă închipuiți. Eu am. Pentru mine inexistent. Mâncători de bani de la buget. Nu au salarii mari. Dar nici nu fac nimic. Da, da, au niște... Trei organizații. Cel local au niște platoșe. Da. Parcă zici că... Domnul, o societate ca noastră e nevoie și de ei. Să nu generalizăm totuși. E nevoie și de ei. Sunt și polițiști care intră la ei la o ședință de Consiliul Local. A, nu la ședință. Credeam că e echipa de intervenție. La ședință de Consiliul Local, domnule. Reorganizată din TVN. Eu vă dau câteva exemple și sunt cunoscător. Atâta timp cât în piața centrală vă să văd țigări sub ochii lor sau telefoane mobile, pentru mine nu există. Și voi lua o măsură dură. Și voi merge până acolo. Polițistul local îi dau un sector. Iar dacă vine nu știu care, face concert în Bacău și pune afiș pe stâlp că execut puțuri sau nu știu ce fac, dacă nu vine, el o să-l curățe. Când va fi scripă în primar, polițistul. Dacă sub pasajul pietonal de la gară îl pun să păzească 24, cineva își face nevoile, polițistul va curăța. Ăla va fi polițistul subordonat administrației scripăți. Și nu voi tolera, îi văd cu grade pe umăr, o luptă imensă să aibă și ei șepci albi ca la circulație. De ce? Și o sală de forță. Știți că fac? De ce? Ca să-i bun să aibă sală de forță, sunt niște pântecoși toți. Da, da, o să... Deci pentru mine o văd altă. Deci nu reorganizată. Din temelii, aproape trecut, nu-mi place cuvântul, prin zel. Dar prin zel și-a pus care vor să facă ceva. La ora actuală împărtășesc ideii doamnei Andreea, dar poate să știe punctual de acolo din cartea, de eu văd în tot orașul ce fac. Și cum fac, și mai exact, că nu fac nimic, că vine vorba. Întrebați-vă pe tot cele și martoare de câte ori își cumpără. Da. Dacă își cumpără vreodată ceva din piață. Contra cost, în seamnă. Produse din piața mereu, nu? Produse din piața mereu. Sau cine pădește chiar? Mai e proiectul, un proiect mare și încerc să mă apropii de sfârșit, că deja v-am plictisit. Înființarea de noi trasei de autobuz în oraș. Cartierul Șerbănești, undeva, cine știe, inserietului triumfului viitorului. Cartierul CFR. Eu am și prin zierul țelește care le-am dat. În izvoare. Nu există noțiunea de transport? În cartier. De ce? Transportul public. Este unul singur? Transport public a propus de vreo 15 ani și primăria a spus că sunt suficiente. Eu vă spun că nu sunt suficiente. Atâta timp cât avem centru de afaceri, modern, elegant, cu locuri de muncă, tu n-ai un mijloc de transport, fac expoziția acolo. Ce sunt oamenii? Ajunge trei, știi, poate de 2 săptămâni. S-au dus, nu, de vreo câteva lucruri, că STC-ul a cerut și n-au... Dom'le, permanent acolo trebuie să fie, în cartierul CFR. Păi vine omul până în gară, ia alt autobuz ca să ducă până la Ura și trece prin pasajul ăla din Salut. Deci trasee, bineînțeles, o să intru în conflict cu taximetriștii. Păi mai bine duce el cu taxiul în Șerbărești decât să ducă la Ura. Și altă problemă. Verificați urgențele, că sunt unii de o vârstă cu străbunicul care conduc taxiul în Bacău. Și încă o problemă. Prelungirea, nu prelungirea traseului, prelungirea orei.
De la ora 10 spre Șerbănești nu mai merge nimic. Mulți oameni lucrează până la 10. Aleargă, îți duc cu taxiul. Nu, trebuie să corelăm. N-aș merge chiar pe ideea vine trenul în gara, că nu prea vine să fie la fiecare tren operat. Dar prelungirea și diversificarea și făcut un program pentru Bacăuani, nu pentru societate. Societății îi convine, da abonamentul la toți, ia subvenții, ia subvenții, tot ăla, și merg trasei când și când, toți să abonați. Corect. Microbuze, deci centru de afaceri, cartierul CFR, pot, energiei, până la Narcisa. Ce bani trebuie? Ce investiții? Letea, anele, letea, izvoare, n-au văzut autobuz, vin bieții oameni, îți nevoiți din anele, letea, să treacă calea ferată unde se expuși, ca să ducă la Narcisa, dar de ce să nu aibă autobuz? Nu sunt cetățenii acolo? Ce e așa de greu? Deci asta va fi o măsură, nici nu trebuie, nu știu ce bani. Imediat o aplicăm, o punem în funcție. Cu vreau un răspuns parțial, cel puțin pentru primăria Bacău, cu loc să negocieze cu transport public, a luat ilegal în teren. Acum vreo 10 ani și acum au câștigat transport public în stat. Cunosc subiect. Ei, dar și transportul public mărește sau mișorează biletele, cum vreau nu știu lui și nu există modelul cu Consiliul Local, în sensul ăsta. Poate cine nu știe dumneavoastră, dar cineva din sală știe că primăria Bacău e acționar la transport public. Da. Da, știe. Mai avem ceva aici. Înființarea unui serviciu dispecerat și o echipă de intervenții cu program non-stop. Să cade un copac. Se întâmplă un accident. Apare o groapă accidentală. Deci e o echipă care non-stop să stea la un dispecerat al poliției locale și se întâmplă la intervenție. Se întâmplă noaptea, se întâmplă ziua, se întâmplă pe furtună, inundă. Păi, da, 112 nu putea asta să o ocupă. 112? 112 au cu totul altceva. Când... Dacă să rupă un copac, cine ar acolo taie? Dacă se nu taie, domnul, o echipă formată dintr-un polițist, da. Un sudor, un frezor, un șef de echipă, nu taie. O zonă de pericol. Să surpă nu știu ce canal, s-a distrus nu știu ce, a fost un accident, să măture pe acolo. La noi se întâmplă accidentul vinerea și până luni tot, găsești bucăți de mașină și resturi de ulei. Deci o echipă a primarului, cu un inspector și care să intervină și să ducă să rezolve problemele urgente și neprevăzute și rezolvate provizorii, când nu toarnă ei betoane și asfalt. Despre zona metropolitană vom discuta altă dată, dar doar atâta vreau să vă mai spun. Ca modernizare străzi, prioritățile în Bacău. Deci în cartierul Șerbănești. Au multe străzi care au fost un program mare, s-au făcut multe, dar au și rămas multe. În cartierul Șerbănești, Calea Romanului și strada Ion Roată. Calea Bârladului. Bârladului și strada Ion Roată. În cartierul CFR. Strada Înfrățirii. Strada Arcadei Șeptelici, care e bucățica aia, zicem noi, certura mică, ce se duce jumatea a Bacălui și jumatea Bărginerului. Zic bine. De la Peco, de la Lucuei, până în care ies la fabrica de bere, și strada Tineretului. În cartierul Izvoare, strada Cireșoaie, o stradă foarte mult, foarte lungă, foarte locuită și vă spun că e singura Bacău care nici nu e detruită. Da, Cireșoaie, o roată Calea Bârladului și la aeroport, pentru că cu Ghiu cu Vaia, aeroportul este într-o fază de modernizare, s-au început lucrări cu terminal, cu pistă, eu știu, capabilă să opereze orice tip de navă, așa, acolo trebuie o acces pe măsură. Dar e deja prins în buget, o sumă, mai mică decât era propusă inițial, dar e deja prins. Da. Trotuare pe Calea Bârladului, dacă totul vorbește. E singura, e în loc, spațiu foarte generos. E cu patru benzi, nu se folosesc trotuare. Și cine nu știți dumneavoastră, dar știu locuitorii, din partea a doua, deci la UIF, canalul acolo, nu au canalizare. În 2016, nu au canalizare. E un pic de contrapată și acolo trebuie făcut o fosă care se preia din partea aia cu pomii și de acum s-au mai făcut în barcă. Și cu parcări, identificarea, ridicarea relicvilor mașini vechi în spațiul public. La ora actuală sunt peste 1500 de parcări, care nu mai au proprietar, îți depășit din moral. Păi trebuie un serviciu al primăriei care să facă treaba asta și un spațiu. Există un serviciu și un spațiu există. Nu mai e activ. Nu mai e activ. Nu duceți la șosul direct, la fier vechi. Nu pot eu să-i duc mașina proprietarului, mai ales dacă plătești și impozitul, domnul Costeanu. Dar e vorbit de aia abandonată. Și aia abandonată e o procedură de identificare, de luat de la poliție, de afișare, de somație. Nu e ei de secundă auză. Deci toate procesele.
Păi da, dar domnul fost viceprimar Pescaru spunea că trebuie selectat o firmă și să găsim un spațiu. Poate chiar și... Cine era asta? Poate chiar și... Selectată firmă. Da? Care să opereze în asta. Domnul Pescaru. Are un prieten. Da. Cam atât, dacă mai aveți întrebări. Când ne prezentăm echipa de consilieri, că nu mai cred în primarul mesian, vreau să văd echipa de consilieri. Pot să vă spun că echipa mea de consilieri, precum și partidul, e oameni relativ noi, peste 85% fac pentru prima dată partid. Și nu o să găsesc nume sonore, gen profesor, doctor, inginer. Oameni relativ simpli. Oameni legați de administrație, alt fel de oameni, alt fel decât despre administrație. Avem și așa, nu, și așa. În general, promovăm tinerii. Ca să înțelegeți, la PNV tinerii nu sunt cei care le pesc afișe. Până la viitorul iar lor. Vă vedeți. Deci mai mici pensionare la trebuie să afișe și... Nu. Dar și tinerii, li se dă o atenție cuvenită. Bineînțeles, sunt și mie. Și avem suficient tineri. Da. Și o să o primiți. Mai suntem nevoiți. Ne pesează timpul. O să-mi vadă domnilor cât trebuie să da. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Vezi dezbatere electorale cu contracandidații? Mi-ar face o deosebită plăcere, oricând, dacă sunt invitat. Trebuie. O să primi, da, o ofertă. Mulțumesc.